Hristos a înviat! Vă salută Tatiana! Astăzi dimineață voi lucra pentru dumneavoastră, doamnele începătoare, un model de cercei. Cum suntem deja în perioada de vară, în perioada caldă, fiecare dintre noi dorim să punem în valoare, să punem în evidență vestimentația. Bineînțeles, alături de vestimentația de zi cu zi, putem adăuga bijuterii lucrate de noi și de aceea astăzi dimineață vom lucra această pereche de cercei foarte ușor de realizat. Modelul pentru aceștia eu l-am luat din această revistă, o revistă pe care eu am cumpărat-o acum câtva timp, unde sunt foarte multe modele de bijuterii croșetate. M-am oprit la acest model, așa cum spuneam, foarte accesibil doamnelor începătoare. Acest model poate fi lucrat atât în firul de bumbac, cât și în firul de lame. De fapt, astăzi dimineață eu voi folosi firul London Lame. Acest tip de fir îl puteți găsi fie în mercerii, fie pe site-urile unde de obicei achiziționați fire. Și după cum ați văzut, prima pereche este lucrată în culoarea argintie. Eu astăzi dimineață voi lucra o pereche de cercei în culoarea aurie, pentru că aș dori să diversific un pic. Voi folosi, deci în afară de firul de lame, voi folosi croșetul cu numărul 1,05, nu știu dacă se vede bine la cameră. Apoi vom avea nevoie de foarfece, vom avea nevoie de brichetă pentru a sigila firul, vom avea nevoie de o pereche de suporturi pentru cercei. Dacă nu aveți aceștia în această formă, puteți folosi foarte bine și acest alt tip de agățători, să le spunem așa, și acestea le puteți găsi tot pe aceleași site-uri pe internet sau pe Facebook. Fiind prezentate materialele, eu propun să încep să lucrez și în afară de aceasta să nu uităm, cine nu poate închide lucrarea cu croșetul are nevoie de un ac. Chiar și pentru a pune suportul pentru cercei. Voi începe lucrând, bineînțeles, cercul magic. Modelul, veți vedea, este foarte, foarte ușor. În cercul magic vom face pentru început un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Avem primul. Cel de-al doilea, cel de-al treilea, deci acestea vor ține locul unui picioruș dublu. Voi face un ochi de lanț de separare, firul odată pe croșet, voi intra în cercul magic și voi lucra din nou un picioruș dublu, trebuie să lucrați cu atenție dacă veți folosi acest tip de fir. Un ochi de lanț de separare, vom continua din nou cu un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare și în felul acesta vom lucra până când vom obține un număr de 11 piciorușe duble, inclusiv acesta de la începutul rândului, separate de un ochi de lanț, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând, am făcut ultimul picioruș dublu. Voi face ochiul de lanț de separare, voi închide cercul magic și voi închide toată lucrarea cu fir alunecat în cel de-al treilea
ochi de lanț din primul picioruș. Deci fir alunecat. Am închis lucrarea. Cu fir alunecat mă voi deplasa în spațiul format din ochiul de lanț. Vă veți întreba de ce am ales acest tip de fir. Am ales firul de London Lame, deoarece acesta nu trebuie apretat. În momentul în care vom începe să lucrăm în corespondența ochiului de lanț, vom prinde și acest capăt de fir. În felul acesta, pe măsură ce vom lucra, îi vom da stabilitate. Acum voi lucra 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care vor ține locul unui picioruș dublu. Firul, așa cum spuneam, îl luăm cu noi în sus. Voi lua firul odată pe croșet, voi intra în corespondența aceluiași spațiu, fiind atente să prindem și firul care ne-a rămas de la închiderea cercului magic. În acest moment voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu, însă nu îl voi închide de tot, deci vom ține aici pe croșet. Vom face cel de-al treilea picioruș dublu. Vom lucra și pe acesta. În acest moment le vom închide pe toate împreună, după care vom face 4 ochiuri de lanț de separare. 1, 2, 3, cel de-al patrulea, după care ne deplasăm în următorul spațiu format din ochiul de lanț din rândul anterior și vom lucra din nou un picioruș dublu pe care nu îl vom închide. Nu uitați că avem aici și ochiul de lanț. Deci avem deja 2 fire pe croșet. Cel de-al doilea picioruș dublu. Din nou vom ține pe croșet. Cel de-al treilea picioruș dublu. În acest moment avem pe croșet 4 fire. Le vom închide pe toate împreună. Vom lucra 4 ochiuri de lanț de separare. 2, 3, cel de-al patrulea. După care, firul pe croșet și vom intra din nou în corespondența următorului spațiu format din ochiul de lanț din rândul anterior și vom lucra în același mod. Deci, pe parcursul acestui rând, vom face aceste secvențe, 3 piciorușe duble, 4 ochiuri de lanț de separare, pe care le vom închide împreună. Așa cum vă spuneam, acest tip de fir nu va trebui apretat. Dacă decideți să lucrați în bumbac, firul de bumbac, atunci va trebui apretat cu o soluție de aracet. La 2 linguri de aracet veți pune o lingură de apă și astfel cu un penson veți aplica pe suprafața cercelului și veți lăsa la uscat, astfel cercelul va deveni stabil. Deci noi vom continua în felul acesta și ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, am lucrat ultimele 4 ochiuri de lanț de separare, iar acum, cu fir alunecat, vom închide în corespondența punctului unde am închis cele 3 piciorușe duble de la începutul acestui rând și vom închide cu fir alunecat. Din nou vom intra aici cu atenție. Firul de la mea este foarte delicat la lucru.
pentru că se agață foarte ușor. Vedeți că și eu lucrez foarte, foarte încet. Din nou cu fir alunecat, voi intra în spațiul format din cele patru ochiuri de lanț, deci primul spațiu de separare. În acest moment voi lucra trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care vor ține locul unui picioruș dublu, firul pe croșet odată. Voi intra în interiorul acestui spațiu, voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu, pe care nu-l voi închide, ci voi ține pe croșet. Voi continua cu cel de-al treilea picioruș dublu. În acest moment le vom închide împreună. Voi face patru ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3, 4, și în corespondența aceluiași spațiu vom lucra din nou trei piciorușe duble neterminate, pe care le vom închide împreună, 1, 2 și cel de-al treilea picioruș dublu, le voi închide împreună. După cum vedeți, am patru ochiuri aici, pentru că este și cel de la ochiurile de lanț de separare, deci le voi închide toate patru împreună, firul pe croșet. Mă deplasez în următorul spațiu și din nou voi lucra trei piciorușe duble pe care nu le voi închide, deci țin pe croșet. 1, 2, cel de-al treilea. Acum le voi închide pe toate patru împreună, patru ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și cel de-al patrulea, și din nou, în corespondența aceluiași spațiu, voi face alte trei piciorușe duble. 1, 2, cel de-al treilea, le vom închide împreună și ne vom deplasa către următorul spațiu. Vom repeta totul, trei piciorușe duble, închise împreună, patru ochiuri de lanț de separare, urmat de alte trei piciorușe duble închise împreună, și astfel vom continua până la sfârșitul rândului. Voi face și cele patru ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3, 4, iar noi vom continua singure și ne vom întâlni la sfârșitul rândului. Am ajuns în corespondența ultimului spațiu, format din cele patru ochiuri de lanț din rândul anterior. Am lucrat primele trei piciorușe duble închise împreună, cele patru ochiuri de lanț de separare. Acum voi lucra următoarele trei piciorușe duble, pe care le voi închide împreună. Astfel vom completa rândul. Vom închide lucrarea împreună, închidem toate împreună și toată această lucrare apoi o vom închide în primul ochi, aici unde am închis cele trei piciorușe duble de la începutul rândului. Vom închide cu fir alunecat. Eu explic în detaliu pentru că doamnele începătoare să poată înțelege exact ceea ce fac. Deci trebuie să-mi fac spațiu mai mult, să pot trece cu croșetul. Odată ajunse aici, noi am terminat lucrarea. Acum vom scurta firul. Voi lăsa o bucățică mai lungă, anume pentru dumneavoastră. De ce vă spun acest lucru?
pentru că în momentul în care vom închide lucrarea, depinde de ce tip de agățătoare pentru cercei sau suport, eu îi spun agățătoare ca să fie pe înțelesul tuturor. Depinde de ce tip de agățătoare sunteți dispuse să puneți. Dacă sunt acestea, bineînțeles, va fi nevoie să trecem cu firul prin ea și să coasem un pic, să-i dăm stabilitate. În cazul în care aveți acest alt tip care este mult mai simplu, după cum vedeți, doar se deschide și îl introducem, vă voi arăta imediat, nu aveți nevoie de fir atât de lung, deci veți lăsa firul un pic mai scurt. Aceasta depinde de materialele de care dispuneți. În momentul în care am încheiat lucrare, eu voi ascunde acest capăt de fir. Dacă nu reușiți să ascundeți cu croșetul, puteți să folosiți acul, așa cum v-am spus întotdeauna. Cine nu reușește cu croșetul, pentru că oricum este nevoie și de mare atenție și pentru unele persoane poate fi mult mai ușor să închidă cu acul. Uitați-vă, vom da stabilitate firului, pentru că altfel vom pierde lucrarea dacă nu stabilim bine. Voi face din nou un mic nod și aici, bineînțeles, cu croșetul. Și bineînțeles că acum, la urmă, trebuie să-mi fac un pic de probleme. Pentru că așa e, fiecare lucrare are câte o mică problemă. Nimeni nu este perfect. Uitați-vă, deci am încheiat aici. Voi da deoparte croșetul. Voi scurta acest capăt de fir. Iar acum vom sigila firul cu atenție, cu atenție. Vom pune cercelul în felul acesta. Uitați-vă, am sigilat. În același mod vom proceda cu bucățica de fir care ne-a rămas de aici, de la început, din momentul în care am lucrat cercul magic. Știți că i-am dat stabilitate prinzând firul în timp ce lucram primul rând, însă acum trebuie să închidem, trebuie să fim foarte atente. Bineînțeles, eu celălalt cercel l-am lucrat deja, după cum vedeți, iar acum voi introduce acest tip de agățătoare într-unul din spațiile formate din cele patru ochiuri de lanț și uitați-vă că în felul acesta, în câteva minute, putem realiza o pereche de cercei așa cum dorim, culoare pe care o dorim, în funcție de vestimentația dumneavoastră, în funcție de preferințele dumneavoastră și în felul acesta să facem ziua, să ne-o facem cât mai frumoasă, punând în evidență accesoriile noastre, datorită lor punem în evidență frumusețea hainelor, frumusețea noastră. Cred că veți îmbrățișa cu plăcere acest proiect. De asemenea, vă mulțumesc tuturor celor care v-ați înscris pe canalul de YouTube. Urez bun venit noilor înscriși. Vă mulțumesc pentru aprecieri, pentru like-uri, pentru comentarii. Dacă v-a plăcut ceea ce am realizat astăzi, nu uitați să dați
un like, să distribuiți pe rețelele de socializare dacă vă place, mai ales dacă cunoașteți doamne începătoare. Sunt Tatiana Andrieș, vă doresc o zi minunată, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și ne vom întâlni cu un nou tutorial. La revedere!